dragi telespectatori, iubiți oameni de bine, unul din semenii noștri, Ciprian Balici, membru marcant al corului operei române din Timișoara, se află într-o grea suferință. La această dată se află internat într-o clinică din străinătate. Cheltuielile pentru revenirea lui pe scenă vor fi destul de mari. Familia nu poate să susțină toate aceste cheltuieli pentru spitalizarea din străinătate. De aceea mă alătur și eu tuturor acelora care vor încerca din toată inima să mângâie suferința acestui tânăr membru al coralei operei române din Timișoara. Sunt Vasile Bădescu, dirijorul Coralei Contrast din Timișoara și de 4 luni și jumătate aproape, unul din membrii coralei noastre, unul din membrii fondatori coralei noastre, Ciprian Balici, colegul și prietenul nostru, se află într-o grea suferință în urma unui accident rutier. Ne gândim și facem eforturi comune foarte mulți artiști din Timișoara și nu numai, oameni de bine, ca în data de 12 februarie, la Opera Națională Română de Timișoara să organizăm un concert caritabil pentru a veni în ajutorul familiei Balici care trece prin momente grele. Ciprian a fost transferat acum 2 săptămâni la o clinică din Turcia, unde se încearcă să, prin eforturi foarte mari și financiare, dar și medicale, să amelioreze această situație a suferinței sale. Și deoarece costurile sunt foarte mari, ne-am gândit noi ca și colegi, ca și prieteni să îi venim în ajutor, așa cum este și firesc, așa cum se întâmplă de obicei în societățile civilizate și în lumea aceasta postmodernă în care trăim. Așadar, toți cei care cred că pot să ajute, toți cei care urmăresc activitatea coralei noastre, Coralei Contrast, prietenii noștri, pot face donații în contul Angelei Balici, soția lui Ciprian, sau pot participa la concertul sau evenimentul caritabil desfășurat la Opera Română din 12 februarie la Opera Națională din Timișoara. Pe pagina Coralei Contrast vom veni cu amănunte, cu detalii legate de accesul pe care se va face pe bază de invitații la acest eveniment. Sperăm și ne dăjduim că prin efortul nostru le vom ajuta pe colegul nostru. Vreau să mulțumesc în mod deosebit conducerii Operei Române Naționale din Timișoara, care a întins o mână de ajutor, pentru că organizatorii acestui eveniment suntem noi cei din Corala Contrast prin Asociația Cultural Art Contrast, dar partenerii noștri principali sunt cei de la Opera Română din Timișoara. Mulțumiri alese colegilor noștri, artiștii din orchestră, corului operei, soliștilor operei care au venit cu sufletul deschis și, nu în ultimul rând, dirijorului acestei gale, maestrului David Crescenții, care își dă concursul profesional cu inima plină de emoție și sensibilitate la acest moment. Așadar, așteptăm pe toți cei care doresc și pot să ajute. Până la urmă, viața este despre a fi împreună, de a face bine. Un efort minim pentru o persoană contează foarte mult pentru altcineva.
Îi așteptăm pe toți la această gală caritabilă, acest concert caritabil din 12 februarie și cei care doresc să doneze și nu pot să participe, o pot face în contul Angelei Balici, așa cum vom publica ulterior pe pagina coralei noastre și în mediul online. Vă mulțumim de pe acum tuturor și Dumnezeu să vă răsplătească generozitatea și bunătatea.